Good morning, Agape Church. So good to be in the house of the Lord. Let's all stand. And let's all go before our Lord and Savior in prayer and invite His presence here this morning. Invite His presence in our hearts. Invite His presence here. Invite the Holy Spirit to anoint our pastors that are going to bring a word. And let's just worship Him through prayer. Amen? Let's go before Him. Heavenly Father, we thank You. Agape Church, I want to read a few verses. Psalm 44, verse 4 through 8, it says, "You are my King and my God. You command victories for agape. Only by your power can we push back our enemies. Only in your name can we trample our foes. I do not trust in my bow. I do not count on my sword to save me. You are the one who gives us victory over our enemies. You disgrace those who hate us. Oh God, we give you glory to you all day long and constantly praise your name." Amen. This morning, we're going to sing songs about battles. We're going to sing songs about how God is victorious in our lives and how He fights the battles that we're facing. I'm going to do something a little different that I've never done before. I'm going to give you guys an example of a battle. Every time we meet as a worship team to practice or we have a meeting and Debbie's there and I'm there, I remember this just because we're there at that time. Debbie has a mountain that she always brings for prayer requests. And her mountain is her nephew, whose name is Augustine, goes by Augie. He's a little baby and he has a rare disease that only 16 people in America have. And they're all babies. And that's Debbie's mountain. And she brings that to prayer and asks us to pray for this baby every single time. She's relentless. So this verse where it says, "And constantly praise your name," she constantly brings that to us. So we lift them in prayer. Church, what is your battle? What's your mountain? What is the darkness you're facing? What are you fighting against? I want to give you good news. Jesus is victorious. And He will battle with you, next to you, in all of your troubles, in all of your battles, in all of your mountains, all your darkness, all of your sin. He is victorious. He's conquered it all. He's conquered death. He's conquered sin. And doesn't that give you a sense of, man, Jesus deserves my praise constantly? It's like this verse. So that's what the opportunity we have right now is to lift Him up. Lift your voices and declare the battle belongs to Him. Jesus, You are victorious. Amen? So let's sing these songs and bring before Him your battle, your mountain, your darkness that you're fighting against, and bring that and put it at His feet and tell Him, Jesus, You are victorious. Let's praise Him. Victor.
victoria. See ya.
Agape Church, let's go before Him and bring the battle to Him and realize that He is victorious, and therefore we are victorious through whatever battle we're going through. Let's praise His name. Let's pray to Him.
Glorificat să fie Domnul nostru Iisus Hristos în veci de veci. Pentru rugăciunea care este înainte, aș vrea doar să citesc un singur verset din Marcu, capitolul 6, versetul 45, prima parte a versetului. Marcu 6, 45. Îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte. De multe ori, dragii mei, în viața noastră, noi credem căci dacă Dumnezeu, Domnul Iisus, ne silește să facem un lucru, ne obligă și noi îl facem, suntem ascultători de El, noi credem căci vom ajunge la mari succese. Diametral opus. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă noi ascultăm de El, chiar dacă noi facem ce spune El prin cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta aș vrea doar un singur gând, să vă spun căci nu odată, nu de două ori, viața noastră este aproape în fiecare zi brăzdată de valuri, de furtuni și de situații pe care noi nu le putem controla. Și ucenicii au plecat căci Domnul Iisus Hristos le-a spus, mergeți, și s-au dus. În dimineața aceasta, dacă ești în locul acesta și ai plecat, nu vezi nimic la orizont, totul este închis și noapte, înaintea ochilor tăi nu se văd decât valuri și vânturi care izbesc cu putere în barca vieții tale. Un singur lucru Domnul Iisus Hristos vrea în dimineața aceasta, să-L vezi că El umblă pe ape. Este greu să faci lucrul acesta, pentru că atunci când ești pe un pat de suferință, te întrebi, Doamne, cât mai este? Doamne, nu mai rezist. Doamne, nu mai pot. Atât vrea Domnul Iisus Hristos. Uită-te la El, chiar dacă durerea este mare. Chiar dacă necazul bate la ușă și nu știi cum o scoți la capăt. În dimineața aceasta, numai gândul acesta am vrut să vă spun. Iisus umblă pe apă. Umblă pe marea vieții tale, umblă pe marea vieții mele. Și chiar dacă eu nu-L înțeleg, eu vreau să-L ascult. Și cel mai mult, El își atinge scopul în viața mea atunci când eu, chiar dacă trec prin suferință, stau liniștit, stau credincios, nu sunt confuz, știu cu ei slujesc. Și în dimineața aceasta, pe lista aceasta de rugăciune, la care ne vom ruga și pentru care vom mijloci înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să amintesc câteva nume. Continuăm să ne rugăm pentru fată de Iovian Ocnean, Ana Iorgoni, Cristi Barbosu, Debora Pitian. Și sunt atâtea și atâtea cauze. Dar în urma acestor cauze aș vrea să aduc și o cauză de mulțumire. Dacă vă aduceți aminte, miercuri seară ne-am rugat pentru o soră cu numele Dominic. Babyl era întors în burtă și nu se putea naște normal, trebuia o cezariană sau ceva. Am primit un telefon, un text și a spus, slujim unui Dumnezeu puternic. Babyl s-a întors normal, a avut o naștere ușoară, o naștere normală. Cine face lucrurile acestea, cine dă viață, este numai singurul Dumnezeu. De aceea, ia-ți un nume de acolo și vină cu credință și nu uita. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos merge pe apă. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Stăm la picioarele tale în dimineața aceasta. Avem alinare, în tine avem balsam de vindecare.
vindecare și tu ești Dumnezeul care ne puse grijă, ești Dumnezeul care ești ascuns. Binecuvântă biserica întreagă. Ajută-ne, Doamne, să stăm lângă tine. Ajută-ne, Doamne, să te glorificăm pe tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să binecuvântăm numele tău. Ajută-ne, Doamne, să ne preamărim pe tine. Ajută-ne, Doamne, să te lăudăm pe tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să te glorificăm pe tine pentru harul tău, pentru binecuvântarea ta, Doamne, pentru tot ceea ce tu faci în viața noastră. Slavă ție, glorie numele tău, glorie ție, veșnică, Doamne. Fii binecuvântat, 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 amin. Dați mâna cu cei de lângă dumneavoastră, poate va trebui să vă deplasați puțin, pentru că este o zi mai deosebită, o duminică în care este mult loc în sanctuar. Mulțumesc, ocupați locurile. Da, este loc pentru toți. Într-o duminică atipică de august din sudul Californiei, nu-i așa? Când plouă, când nimeni nu poate să stea afară, lângă playground sau în parcare. Și mă bucur de lucrul acesta și aș vrea să spun bun venit la cel care ne vizitează pentru prima dată. Este cineva pentru prima dată cu noi în această dimineață? Puteți, vă rog, să vă ridicați în picioare dacă nu vă cer prea mult. De unde sunteți? Din New Jersey. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să le spunem bun venit. Bine ați venit în mijlocul nostru. Vă rog, puteți să reocupați locurile. Am stat și eu în New Jersey un an de zile, la Princeton. Fain loc, foarte frumos. Altcineva? Atât doar. Bine ați venit în mijlocul nostru, ne bucurăm tare mult că ați venit să vizitați Biserica Agape. Sunt multe biserici aici în jur, dar vă mulțumim că ați ales biserica noastră în această dimineață. Tuturor, bun venit! Suntem mai puțini în această dimineață datorită furtunii. De altfel, am vorbit cu fratele Benny. Frate Benny, o să anunț eu acum. Ca o măsură de precauție am vorbit cu frații păstori și de seară nu o să avem serviciu divin. Deci vă rog frumos să țineți minte. Se pare că se va intensifica ploaia de seară mult mai mult și ca o măsură de precauție, deci de seară nu o să avem slujbă divină. Haideți să avem părtășie acasă și să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dar numai de seară, vă rog frumos, să nu ne obișnuim ca în fiecare duminică seară. Numai de seară. Și dacă mai știți și pe alții care nu au venit la biserică, vă rog să îi anunțați. Probabil că și ei se uită pe internet și pot să audă lucrul acesta. Bun venit încă o dată, haideți să ne deschidem inimile pentru o predica în limba engleză. Kids, you are dismissed. Copiii cred că s-au retras, deja nu am văzut prea mulți. Yes. Ploaia a oprit pe unii să vină în această dimineață. Și vom asculta mesajul în limba engleză care ne va fi adus de către fratele Cipri. Frate Cipri, Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea ungerea divină. Pacea Domnului. For my message this morning, I would like to read a couple of verses from Exodus, chapter 3, verses 4 and 5. Exodus, chapter 3, verses 4 and 5. And I put the translation there, the translation I'm using, New Living Translation in English, and the Romanian is the traditional Cornelescu. And the Word of God says the following. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him from the middle of the bush. Moses, Moses, here I am, Moses replied. Do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. Amen. Here at Agape, we have the theme of the year, pocăință, right? Repentance. And what goes together with repentance better than holiness? And through the years, and this started, you know, a while back, I've been talking to people, especially who were some people who are my mentors. We were talking about the concept of the holy, sacred place,
And we were looking at the Catholic Church, we were looking at the Orthodox Church, where it's overemphasized. Holy place is very important. The idea of holy is very important. It's part of their rituals, part of their tradition. And while we looked at our churches, especially Romanian churches, neo-Protestant churches, evangelical, non-denominational, if you want to call them, we kind of pushed against the tradition of the Orthodox Church, the tradition of the Catholic, and we pushed aside the idea of a holy place, of a sacred place. And we were talking especially about church. How do we approach coming to church? Is this a holy place or not? Is this a sacred place or not? Are there such things as holy places or sacred places? And I want you to ask yourself that question. For me, the answer is kind of yes and a no. A place in itself is not sacred. A building in itself is not sacred, it's not holy. But a place where God is, where God's presence is manifested, that's a holy place. Just like this patch of dirt in the desert, where we have a burning bush, we have Moses, and we have God speaking to Moses from that burning bush. That place, that patch of sand was a holy place because God was there. Because God was there to speak to Moses. God was there to make a special calling for Moses. And that was a special place. So what makes a place holy? What makes a place sacred? Is the presence of God. And this morning, if you paid attention, we prayed for God's presence here. We started with that prayer. We asked for His Holy Spirit to come over the people preaching, over the people singing, over all of us. And my question to you, is this place a holy place? Is this ground a holy ground? Because if it is, you better take off your sandals. You better take off your shoes. Because this is a holy place. God is here. And the word of God says in Ecclesiastes, "Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului." Guard your feet when you go into the house of the Lord. And some people say, you know what? This is the Old Testament God. You know, the God that may be angry. The God that, you know, era plin de mânie. But what about the story of Ananias and Sapphira in the book of Acts, who thought they could be playing games with God, who thought they could lie to the Holy Spirit, who thought, if I can lie to people, maybe I can lie to God too. What happened to them when they came and they brought that sum of money? Both of them died right there, right then. Now, some of you might say, yeah, Chipri, that's for you, because you're up here. You're preaching. That's for John, who's singing. You guys have to be careful, because you're bringing your sacrifice to the Lord. You're in that holy place. I'm just sitting on the bench, so it doesn't affect me too much. But God is not just here on this stage. When we called His name, when we called Him to be here, He's not just here. He's in every seat that's in the house of the Lord. Amen. And be careful when you walk into the house of the Lord. Be careful how you approach the Lord. Remove your sandals. Remove your sandals, for you're standing on holy ground. And that's the title of my short. It's not a sermon, it's more of a meditation. And you'll see I won't have point one, two, three, and so on. Take off your sandals. And then, how do we approach a holy God? How do we take off our sandals in His presence? And the answer is very simple. There's three words that I want to bring in front of you, and those are not going to be the points of the sermon, because these three words go together.
We have to do them all three at the same time. And as we approach God with an attitude of reverence, humility, and honesty. Reverence, humility, and honesty. Reverence because he is holy. That fear of the Lord because he is holy. Humility because if you honestly look at yourself and your life and your shoes, because our shoes tell the story of everywhere we have been, everything we have done. The dirt that's on the bottom of our shoes, that tells the story of our lives. The place you have been, the sins you have committed, the things you have done, they are that dirt. It's on the bottom of your shoes. And when you come in front of God, you better be honest. He already knows it. He knows it. He knows where you have been. He knows where you have done. So you better be honest with God. And remove your sandals, for you are standing on holy ground. You have come here to meet with God. You have come here to speak to God, and to you expect that God will speak to you. Then this is a holy ground. This is a holy place. So you better remove your knowledge. Humility means I know who I am. I acknowledge my sin. And I come before you, Lord, and I confess my sin. There's nothing for me to hide. You know where I have been. You know what I have done. I have nothing to hide from you. But I acknowledge that this is my sin, and I want you to forgive me. I ask you to forgive me. I acknowledge that I'm unworthy to stay in your holy presence. But I confess my sin, and I ask for forgiveness because I know that in the blood of Jesus Christ, I am cleansed. In the blood of Jesus Christ, I am forgiven. In the blood of Jesus Christ, I am restored. And I remove my sandals. So how does this apply to us? Because you might say, oh, it applied to Moses. God had a special calling for him. He wanted him to free his people from the Egyptians. He had a special ministry for him. So it works for him, but it might not work for me. God has a special ministry for you as well. God has a special calling for you. That's why you're in the house of the Lord. That's why you're coming to church, especially even on a Sunday like this. You're coming to church because God has a plan for you. God has a ministry that he wants to entrust you. Domnul are o slujbă pentru tine. No matter what it is, it's an important ministry because we are all body of Christ. And each one of us is important in that body of Christ. And when God speaks to you, when you have your own burning bush moment, know that the ground you're standing is holy ground. When God wants to speak to you, know that you're in a holy place and you better take off your sandals. Remove your sandals because in our journey on this world, we picked up a lot of luggage, a lot of baggage, a lot of sins. You know, I don't know where your shoes have been. You know, think about somebody in construction. Think about a farmer. Where those shoes have been? And I want to think of your spiritual shoes that walk through those boots, that walk through that mud, through that manure. The Word of God speaks about the things, the fruit of the flesh in Galatians 5:19. Some of the things that are on the bottom of our shoes. The Word of God says, sexual immorality, Galatians 5:19 through 21. Impurity,
lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. These are the things we accumulate on the bottom of our shoes as we go through this world. And when we're in presence of a holy God, when we're in presence of a holy God, unblemished God, we have to take off our sandals. You might say, Cipri, I'm not guilty of any of this. Okay, I'm not doing this. I'm wearing my Sunday best, because that's when we bring our shoes, right? Best shoes. I just cleaned them myself. They're shiny like brand new shoes. I just cleaned them myself. My resources, my efforts, my self-righteousness, my religiositatea mea. It's easier in Romanian. Okay? This is my pride speaking. I took care of it. I came to church in my Sunday best. And I remember I was talking to a pastor a while back while I was attending Ecclesia, and I had to pick him from the airport, take him to course, and take him back. And because he landed right next to me in Ontario. And we were talking, and he said, you know, we Romanians have some mental problems because we put on too many masks. We have too many faces. We have a face for Sunday at church, our Sunday best. We have a face or a mask for our family. We have a face or a mask for our coworkers. We have a face or a mask when we meet and talk with our friends. We have a face and a mask when we meet with the pastor and we talk to the pastor. And because of that, we have a lot of mental issues because as time passes, we don't know who we really are. When you walk between all these masks, all these faces, you lose sight of who you really are. Your power, your resources, your strength, that doesn't mean anything in front of God. Only He can remove the dirt. Only He can remove the sin and the consequence of sin, because we know, care este plata păcatului? Moartea. He can remove that. You cannot. Your efforts will never remove that. And only through the blood of Jesus Christ, we can be cleansed, we can be forgiven, we can be restored. The Word of God says in Proverbs about our efforts and how we should let God's work be done. Proverbs 3:5-10. Proverbs 3, starting with verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. And I like verse 7. Don't be impressed with your own wisdom. Don't be wise in your own eyes. You know, I'm smart enough. I don't need anybody. I'm so awesome. The word says, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Don't be impressed by your powers.
Don't be impressed by your connections. Don't be impressed by your position, by your intelligence. Don't count on your wisdom. Trust the Lord. Entrust the Lord with your plans. Or somebody might say here this morning, Chipri, you don't understand. What I have done is so bad. My shoes are so dirty that nothing can clean them. And I just want to remind you, who was God speaking to in this passage in Exodus? He was speaking to Moses, who was in the desert tending to sheep. Why was he in the desert? Because 40 years earlier, he killed an Egyptian and he had to run away. That's about the worst thing you can do, kill another person. And he had to run away. And God still spoke to him. The blood of Jesus Christ. Jesus Christ says, I am the living water. That living water can wash your shoes clean. The word of God says in Psalm 113, verse 8. 103, sorry. Psalm 103, verse 8 through 12. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sin. He does not deal harshly with us as we deserve. For his unfailing love toward those who fear him, reverence is there, is as great as the height of heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. That's why you come before God with honesty, with reverence, with humility, because he is the only one that can cleanse you. He's the only one that can remove all the dirt from the bottom of your shoes so you can stand up on holy ground. Remove your sandals. Remove your sandals, for you are on holy, you're walking on holy ground. You are on holy ground. You're standing on holy ground. Remove your sandals. And when we remove our sandals, there's another thing we do. We stop. We have to stop. We have to stop from our running. We have to stop from everything we have done in our life. We live in a fast-paced world. And our pace, especially here in California, is fast, fast, faster. We are always in a rush. God wants you to stop, take a breath, remove your shoes, and start walking at his pace. Start walking on his timing. Because his timing might not be your timing. And that's why we struggle a lot sometimes. Because we want everything just like we put stuff in the microwave so it warms up in a minute and we're done. We're ready for dinner. But when it's time to actually cook something, that takes time. That you have to wait a little bit. You might be hungry when you come from work and you want something fast. But what's better, something that it took 45 minutes to an hour to cook or something that you got from the microwave in 1 minute or 2 minutes? Stop. Remove your sandals. Stop and pick up God's pace. And in closing, I want to remind you that God wants you to differentiate. That's the important thing. To make the difference, to understand there's a difference between holy and unholy, between sacred and profane. There's a difference between a place where God is and where God isn't. We have to understand that. In our society, especially our Christian society, we try to domesticate God. The Christians around us, they try to domesticate God and say, oh, he's the big guy upstairs. He's no longer a father, but he's a grandfather. Because what do grandfathers do? They forgive easily compared to fathers. They spoil their kids. And we go to God like we go to a grandfather and say, God, right now I want this. I want this. We would never do that to a father, but to a grandfather,
we might do it because we know it's easier to control them. And I see that with my nieces. Okay, my dad is different with them than he was with us. Okay, they go to the grandpa, but God is not, you know, that big great granddaddy in the sky. No, he's our father, and he will discipline us. Okay, we want our society wants God to be less offensive to non-Christians. Yesterday, I was looking through on Facebook through different posts on, you know, a community group, because we wanted to see what's with the storm. And there's somebody posted, said, "I'm looking for a local church." I'm like, "Oh, this is great. This guy is looking for a church." And he had two conditions. One, it had to be non-denominational. I thought, okay, good. He's looking for a church. But second condition stopped me in my tracks. It had to be a progressive church. You know, I couldn't believe he didn't put non-judgmental church too, but he had to be a progressive church. That's the world we live in. A progressive church that's not going to tell you this place, it's a holy place. You have to remove your shoes. A church where they will not remind you that everywhere you go, everything you do, you just collect more dirt on your shoes unless you're doing God's will. And when you're in presence of God, you have to remove your sandals. You have to take off your shoes. God wants you to understand today where he is, it's a holy place. And he is holy, and he expects you and me to be holy. He expects you and me to be holy. And for that to happen, we have to have that fear of the Lord, that reverence when we walk into his presence. We have to have that humility to know that what we have done is wrong, and have that power, because it's not easy to confess your sin, but have that power to confess your sin, even though you know he knows it. He saw you when you did it, but he expects you to confess with your mouth. He expects you to ask for forgiveness, and he will forgive you. He will cleanse you, and he will do that because he has a great calling for you. He will do that just like he did for Moses, because he had a great ministry for you, be it in your family, be it in your church, be it at your workplace, in the society we live in. We need real Christians. We need people who actually follow God, who live holy lives, to be examples. Because your colleague, your coworker, who might not want to hear from God when everything's fine, when they're in trouble, when they say, you know, Cipriano, I have to tell you that in 2 weeks I'll have surgery for my skin cancer, and I'm afraid. They're going to tell you that because they know that you will pray for them. They know you will intercede before God for them, and they know that you're different. Because what does it mean to be holy? To be holy means to be set aside. You're different, set apart from the world, set apart from our society. You're set apart for the Lord. May God help us all. Amen. Thank you, Cipri. I am torn this morning whether to welcome you to Seattle or to Florida. I don't know which one would be more accurate. I think it would be Florida because it's hot and humid outside. But nonetheless, as we all heard, a different Sunday for us, different weather conditions than we're used to. And I want to remind you that because of that, we're expecting the eye of this storm to pass by this afternoon. So take note, please, and do remember that tonight we will spend time in our homes. We will fellowship together in our families,
and we will resume this upcoming week. However, la sfârșitul serviciului divin, părtășia noastră va continua pentru că fellowship hall this morning will be readily available and sufficient for all of us, I believe. So we invite you to spend some time together around the tables in the fellowship, having a coffee or whatever is prepared for us, thus getting to know each other better. Așa cum spuneam și săptămânile trecute, începem și apropiindu-ne de partea finală a anului sau a doua parte a anului, încep activitățile și intensificarea lor. Awana va începe shortly. Și vă spuneam și despre nevoia de voluntari. Aș vrea să accentuez lucrul acesta și dacă până acum poate v-ați gândit sau încă nu v-ați hotărât, vă rog frumos să luați legătura cu Simona și să comunicați disponibilitatea dumneavoastră. Mai avem nevoie de câțiva voluntari pentru a acoperi toate clasele de la Oana, ca apoi înscrierile pentru copii să înceapă cât de curând. Același lucru și pentru Sunday School. A new year of Sunday School is around the corner, and we ask all of you that God puts it on your heart to volunteer for this. Please do so. Register yourself as a volunteer. There's many, many options and opportunities to serve in different areas. And also register your children. If you haven't done so, please go to the Church Center app and do that. Apoi, săptămâna viitoare, youth, please keep up with the social media platform announcements. I do believe that probably tomorrow, because of the same storm, there won't be any activities, but do stay up with those announcements and you will be, it will be communicated to you all the activities upcoming. Apoi, miercuri seara, de la orele 7 după amiază rugăciune, 7 seara rugăciune, vă invităm cu toată dragostea să participăm la serviciul de peste săptămână. Așa cum vedeți, deja sâmbătă va avea loc the ping pong tournament fundraiser for Mexico, and I want to give you a few details that were communicated to me and I want to bring them to you so you're aware of them. The deadline to register is going to be Wednesday the 23rd. So if you haven't done so, please register for this. The suggested donation will be 20, and the payment will be made in person here on the day of Saturday. You can do that electronically, or you can do that via cash or check, whichever works better for you. All proceeds will benefit the Mexico Outreach Mission. Now, there will be singles and doubles brackets, so make sure you register for the one that you want to participate in and you want to play in. The tournament will be here in the fellowship hall, so that room will be transformed for Saturday, will be looking a lot different than it does now. Also, I was told to communicate and let you know to bring your own paddle. And if you do have any additional questions, please contact Josh Andra. He will let you know all the details. Then, Sunday, next Sunday, by the grace of God, we're going to meet here again at 10 in the morning and then 6 p.m. at night. I want to emphasize that. 10 in the morning and 6 p.m. in the evening. As far as future events go, September 28th through the 30th is going to be our Mexico Outreach Mission. Registrations, I believe, are still open. Spaces are limited. Last time I've talked to the organizers, we were over 37, 38. And so there's few spaces left. If they haven't filled up yet, please jump on that if God puts it on your heart to serve 2 days in Mexico in our upcoming trip. Then Labor Day Sunday, which is around the corner, I want to remind you that there will be no service here at church Labor Day Sunday. September 16th, this is a new announcement, and it pertains to us here, to the Agape family. September 16th, there will be a leadership seminar here at church. It'll start at 9:30 in the morning. We're going to have breakfast. Then we're going to go into the seminar itself and plan to finish sometimes around noon. Now, this will be, and it is open to everybody, but we need to register. So, if you plan on participating, not if, we encourage you to participate and register for it so that our preparations for this event will go smoothly. All
active leaders, all those who serve in different departments, different ministries, please put this day aside and plan to be here. September 23rd, a week after Daddy-Daughter Date Night here at church, this will also be used as a fundraiser for families in need in Romania. Those who are familiar with the event, it's a great opportunity for dads to spend time with their daughters. Please do register for it. And if you have any questions, contact either John Dobria or David Misty. Saturday, October 7th, is going to be our church park day. It's going to be at Cedar Grove Park in Tustin. Please make plans to be there. As you all know, it's a great day that we look forward as a family towards. Last announcement, mixed groups, something that we started last year, is going to continue this year. Class, or rather meetings, will start in October, but registrations will start in September. We're going to look together and study together spiritual disciplines for the Christian life. This being said, we're going to worship God together, continue to worship God together through a song. În timpul acesta vom aduce darurile noastre de bunăvoie la casa Domnului, vom face colecta, iar apoi ne rugăm ca Duhul Sfânt să-l călăuzească pe fratele pastor Crinișor Ștefan în vestirea cuvântului. Amin. The song we're going to sing for you guys today is a new song, one we want to bring to the church in the future, and so we invite you guys to learn it with us. It's a song of praise. Let's worship together. Most worthy, worthy of praise, exalted above all things, my God, you are my God, your splendor and majesty, your we worship you.
merită toată slava, toată gloria, pentru că este puternic, El este Dumnezeul nostru. Vă invit așa cum stăm în picioare, cei care putem, și aș vrea să precizez cu ocazia aceasta, dacă unii dintre dumneavoastră aveți condiție fizică ce nu vă permite să stați în picioare, nu trebuie să vă ridicați în picioare, însă acesta este obiceiul la biserică, atunci când se citește Cuvântul lui Dumnezeu, să dăm onoare Cuvântului lui Dumnezeu și dacă putem să stăm în picioare. Vom deschide Biblia noastră la Zaharia, capitolul 10, vom citi între capitolul, are 12 versete. Zaharia 10, pagina Bibliei 914. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oaltă. Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, și voi asculta. Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin. Fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli. Inima lor se va bucura în Domnul. Le voi fluiera și voi aduna, căci i-am răscumpărat. Și se vor mulți cum se mulțeau odinioară. Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și îi voi aduna din Asiria, îi voi aduce în țara Galadului și în Liban și nu le va ajunge locul. Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ne-am reîntors iarăși la cartea profetului Zaharia, pentru că am ajuns într-o parte a cărții în care este și mai greu. De fapt, de altfel, nu știu de ce m-am apucat să predic Zaharia. Nu o spun ca și, ca și o fală sau așa ceva, dar foarte puțin pastori predică verse by verse din Zaharia, pentru că este o carte destul de grea de interpretat și, așa cum vă spuneam de mai multe ori, nu pretind că interpretarea mea este interpretarea exactă, pentru că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt, însă vreau să vă spun că este cea mai grea carte din care am predicat și eu cred că totuși sfaturile practice pe care Dumnezeu ni le dă din această carte sunt întotdeauna folositoare pentru noi. În ceea ce privește profețiile, Dumnezeu este Cel care cunoaște și, ca de obicei, știți bine că nu am hazardat să intru în niște afirmații care să fie afirmații absolute, pentru că întotdeauna Dumnezeu are modul Lui de a ne smeri și de a ne face să ne dăm seama, așa cum spuneam, că El are ultimul cuvânt. Oricum, suntem din nou în Cartea Zahariei și m-am hotărât așa să nu predic chiar în fiecare duminică, pentru că mai sunt doar 4 capitole de studiat și nu o să vin chiar în fiecare duminică, ci o să pun tot așa cam a doua duminică să predic din această carte. Ne stăm față un capitol deosebit de dificil, însă cred eu că Dumnezeu mi-a dat puțin lumină și o să vă placă mai ales prima parte, vă garantez, partea în care se vorbește despre păstori, așa o să vă placă de numai. Ok. Oricum, ultima mea predică a fost din Zaharia 8 și știu că nu sunteți chiar așa atenți, însă s-ar putea ca cineva să fie atent. Eu am sărit peste Zaharia 9 și pentru că suntem la Agape și suntem liberi să-mi spună cineva de ce am sărit peste Zaharia 9. Aș vrea să fac o...
Fratele Sandu știa. Pentru că am predicat în Zaharia 9, la intrarea Domnului în Ierusalim, în aprilie 2. În aprilie 2, când am avut de la Palm Sunday, atunci am predicat din Zaharia, capitolul 9. Oricum, vreau să trec puțin peste capitolul 9. Marius, te rog să pui următorul slide. Zaharia 9, pentru cei care sunteți interesați, bazat pe ceea ce am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce am învățat de la alții, mult mai pricepuți decât mine, Zaharia 9 are o linie profetică foarte interesantă. În versetul 1 îl vedem pe Zaharia profețind în anul 480 înainte de Hristos. Iar la versetul 2 la 8 ni se vorbește despre... Ops, ce s-a întâmplat? Marius, ia te rog de aici. Scoate afară ăsta, pentru că... Zaharia 9 la 2 este vorba de cucerirea Alexandru Macedon, despre asta am vorbit. Alexandru cel Mare cucerește Tirul și se în foarte, în detalii foarte specifice vorbește acolo Zaharia despre modul în care Alexandru cel Mare a cucerit Tirul și puteți să vă uitați la lucrul acesta. Apoi, în Zaharia 9 cu 9 se vorbește despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Saltă de bucurie, fiica Sionului, că geată împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Și în 9 cu 10 avem descrisă revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că apoi, am pus aici, am luat cronologia, pentru că apoi din 13 până la 17 să se vorbească despre răscoala Macabeilor, când Macabeii, un preot bătrân numit Matatias, când a venit și a fost forțat de către oamenii lui Antioch Epifaniu ca să aducă jertfă zeului Jupiter, Matatia, în numele Domnului a refuzat și l-a ucis pe cel care a fost forțat ca să aducă jertfă lui Zeus și de acolo a pornit împreună cu cei 5 feciori ai lui. Vă dați seama să ai 5 feciori. Împreună cu 5 feciori ai lui a pornit o răscoală, răscoala Macabeilor, și până la urmă a reușit să înfrângă oastea siriană, să curețe templul și de acolo avem sărbătoarea Hanuca. Asta doar așa ca o privire generală a capitolului 9. Ei, între capitolele 8 și 9 există o perioadă de aproximativ 20 de ani. Zaharia nu mai scrie nimic, asta nu înseamnă că n-a profețit nimic, Zaharia nu mai scrie nimic. Din capitolul 9 începe să profețească din nou și capitolul 9 are de-a face îndeoseb cu viitorul și vorbește despre viitor. Însă, templul este gata, templul este reconstruit, au terminat după mult efort și multă opoziție, dar se pare, zic eu acolo, între... chiar înainte de capitolul 10, este un loc gol, se pare că acolo oamenii de rând, oamenii din popor au zis: Zaharia, dar tot ne vorbești despre profeții, mai vorbește-ne ceva și despre situația noastră, pentru că uite ce se întâmplă, este secetă, tu tot ne dai cu doctrine și cu profeții și avem nevoie de un cuvânt practic de la tine. Și Zaharia, bineînțeles că el nu poate să aducă el un cuvânt practic, ci cuvântul practic vine de la Domnul, pentru că un profet adevărat întotdeauna va proroci ceea ce Dumnezeu îi spune, nu ceea ce el crede că Dumnezeu spune. Nu-i așa? Și așa că Dumnezeu dă un cuvânt practic, mai ales în prima parte a capitolului. Cereți de la Domnul ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgere și trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Se pare că în popor era secetă în vremea aceea. Se pare că condițiile erau destul de vitrege și oamenii așteptau ploaia. Titlul predicii mele din această dimineață este În așteptarea ploii. În așteptarea ploii. Și noi de aici, din California, știm ce înseamnă să aștepți ploaia. Uite, astăzi chiar a venit ploaia. În așteptarea ploii, este a 13-a predică din această serie. Și aș vrea să ne uităm puțin la acest capitol, în așteptarea ploii. Oamenii așteptau ploaia și
Primul punct pe care vreau să-l punem aici, dacă Cipri nu a avut puncte, am vrut să stric de acolo, las că o să am eu puncte, că știți că am puncte multe. Primul punct este problema acută a poporului. Problema acută a poporului. Cei care am fost în Israel și în Iordania știm ce fel de pământ are Israel, ce fel de pământ este acolo în zona aceea. Un relief uscat, dacă nu este apă, nu este nimic. Și vă dați seama dacă acum cu toate irigațiile lor evreii se pot descurca și am văzut locuri de verdeață, pentru că evreii știu să aducă apă din Marea Mediterană, să o desalinizeze și apoi să poată să-și ude de acolo pământurile. Vă dați seama cum era acum 2500 de ani pe vremea lui Zaharia. Dacă nu ai ploaie, dacă nu ai recoltă, oamenii mor de foame, nu-i așa? Însă lipsa ploii a fost un test de la Domnul pentru a vedea care este reacția evreilor. Perioadele de criză din viața noastră revelează, de fapt, spiritualitatea noastră. Și când trecem prin criză, de fapt, ne dăm examenul în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Problema acută a poporului nu era seceta fizică. Ei credeau că asta e problema lor acută. Problema acută a lor era seceta spirituală. Aveau o problemă în ceea ce privește spiritualitatea lor. Și uitați care este problema. După versetul 1, urmează versetul 2 și aș vrea să ne uităm la versetul 2 și sunt sigur că asta o să vă placă cel mai mult. Okay? Primul lucru care conduc la această problemă sunt idolii care ne amăgesc. Idolii care ne amăgesc. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, cereți ploaie și după aceea versetul 2 zice, căci idolii vorbesc nimicuri, terafimii vorbesc nimicuri. Ce înseamnă terafim? Terafim înseamnă idol. Știți? Când Rahela a plecat de la tatăl ei împreună cu Iacov, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 31:19 și nu trebuie să-l pui neapărat, Marius, că Rahela a furat idolii tatălui său. I-a furat. În Geneza 31 vine Laban pentru că era atât de îngrijorat că i s-au furat idolii, urmărește pe Iacov și intră în cort la Rahela și caută idolii și Rahela, pentru că mintea femeii lucrează overtime, Rahela se pune pe idol și spune caută peste tot că nu i-am luat, dar de fapt erau ascunși sub ea. Ok? Și am mai spus ea altceva, dar nu vreau să spun aici. Spune taică-su, îi spune Laban lui Iacov, de ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? În 1 Samuel, capitolul 19, Mical, soția lui David, când David era urmărit de către Saul și a vrut Saul să-l omoare, ce a făcut Mical? A pus un terafim, un idol din ăsta al familiei, l-a pus acolo sub pătură și ca să creadă cel care a venit că este David. Idolii, terafimii aceștia sunt idolii familiei. Uitați, așa arată un terafim. Cam așa arăta un terafim. Câțiva idolași. Sunt mici. Dar dacă îi lași în cortul tău, dacă îi lași în familia ta, te vor îndepărta de Dumnezeu. Și haideți să recunoaștem că dacă nu suntem atenți, fiecare familie avem idolașii noștri. Ce este un terafim din acesta? Unul care se interpune între tine și Dumnezeu. Unul la care acorzi mai mult timp decât lui Dumnezeu. Poate să fie idolatria, are toate formele moderne. Noi nu mai avem din ăștia mici, păpușele mici, nu? Dar avem noi altele, avem materialismul, nu? Lăcomia poate să fie un idol. Haideți să recunoaștem că ne umplem casa de lucruri materiale și apoi le aruncăm în garaj după un an de zile, nu? Și ținem mașina de 20.000 de dolari afară în driveway și ținem gunoaiele în garaj. Nu la toată lumea de 20.000, la una e mai mult, la alții e mai mult. Ok? Depinde ce mașină ai. Sportul poate să fie un idol. Nu? Confortul poate să ne fie un idol. Idolatria are un singur numitor comun și aceasta este eul.
Pentru că asta ne place nouă, ne place să avem un Dumnezeu pe care să-L punem unde vrem noi, să-L ducem unde vrem noi, nu noi să ne raportăm la Dumnezeu. Și problema evreilor era că pe lângă Dumnezeu ei apelat la idoli. Dacă Dumnezeu nu le-a dat ploaie, atunci au încercat să apeleze la alți Dumnezei care să le dea ploaie. Dar zice, idolii ne amăgesc, idolii spun minciuni. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru, de fapt, 1 Ioan 5,21 zice, copilașilor, păziți-vă de idoli. În Noul Testament e asta. Versetul, al doilea lucru, ghicitorii care ne prorocesc. Ghicitorii care ne prorocesc. Ghicitorii prorocesc minciuni. Uite ce spune aici. Ghicitorii prorocesc minciuni. Noi de obicei spunem că prorocii care ghicesc, dar Biblia îi cunoaște, îi numește așa cum sunt, ghicitori. Ok? Cei care ghicesc și oamenii cred că prorocesc. Din dorința lor de a afla când vine ploaia, evreii au apelat la oameni care pretindeau că sunt proroci. Subliniez, pretindeau că sunt proroci. Ok? Când Dumnezeu tace, avem tendința să împingem pe proroci să vorbească, nu? Și unii cad în plasa de a vorbi de la ei. Eu am un deosebit de mare respect pentru prorocii care spun, I'm sorry, fraților, Dumnezeu nu mi-a dat nimic în seara asta. Nu se întâmplă nimic, nu înseamnă că este proroc fals, pur și simplu dacă Dumnezeu nu i-a dat nimic, trebuie să nu spună nimic, nu-i așa? Dar am un mare semn de întrebare asupra prorocilor care la o seară de rugăciune, de o oră și jumătate, îți bagă așa 5 în rău, așa, bum, 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 bum. Lor tot timpul le vorbește Dumnezeu. Asta e un mare semn de întrebare. Ok? Ghicitorii care ne prorocesc. Ieremia 23 cu 31, pune-l, Marius, te rog. Ieremia 23 cu 31. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. De aceea, frați și surori, suntem la Agape, cei mai mulți avem background penticostal și credem în darul prorociei. Și vreau să subliniez încă o dată, pentru toți cei de la internet care au un singur lucru numai, să ia lucrurile afară din context. Eu cred în darul prorociei. Dar nu sunt naiv să cred că orice spune cineva este automat prorocie. Amen? De aceea trebuie să avem mare, mare grijă. Pentru că este un dar abuzat și riscă să-și piardă credibilitatea datorită unor oameni, unor persoane care în loc să prorocească, ei ghicesc. Știți de ce au succes ghicitorii care prorocesc? O spun cu durere, pentru că nu cunoaștem Biblia. Pentru că nu cunoaștem Biblia. De asta au succes ghicitorii care prorocesc. Read your Bible. Frate, dar vreau cuvânt proaspăt de la Domnul. Citește Biblia. Ăsta e cuvânt proaspăt, nu-i așa? Dacă nu-i proaspăt, înseamnă că ai o problemă. Înseamnă că nu-l citești. Ori de câte ori deschizi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt. Pregătește-ți inima și apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, nu spun că nu există prorocii, că nu sunt prorocii autentice. Sunt. Trebuie să le prețuim. De asta Biblia spune, testează-le. Amen? Mergem mai departe, la ăsta care, la unul care vă place și mai mult și după aceea la unul care vă place și mai mult. Visătorii care ne păcălesc. Visătorii care ne păcălesc. Visurile mint, spune următoarea parte a versetului, și mângâie cu deșertăciuni. În engleză zice, the diviners envisions lie and tell false dreams. The diviners. Ghicitorii. Domnul poate să vorbească prin vise. Nu neg lucrul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit prin vise și am un vis acasă pe care l-am scris acum 20 și ceva de ani și s-a împlinit exact cum l-am avut. L-am scris jos pentru că a lăsat o impresie atât de mare asupra mea încât am zis trebuie să scriu. Sigur, visul acesta trebuie să fie de la Domnul și am verificat. Dar am avut o mulțime de alte visuri. Și ați avut o mulțime de alte visuri pe care le-ați avut datorită înmulțirii gândurilor, datorită problemelor, nu-i așa? Dumnezeu poate să vorbească prin vise. Dumnezeu poate. Dar
Știți care era problema acolo? Era secetă și oamenii visau că vine ploaia. Și când visezi că vine ploaia, când vrei să vină ploaia, visezi că vine ploaia, nu-i așa? Vorba americanului, if you eat too much pizza, of course că visezi ceva la noapte. Nu? Când ai un vis de la Domnul, gândește-te. Când ai un vis, gândește-te, este de la Domnul. Contrazice Biblia. Nu te grăbi neapărat să-i spui la cineva, scrie-l jos. Stai să vezi ce spune Domnul, stai să vezi dacă te urmărește, stai să vezi dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune, ei, ăsta e de la Domnul, ăsta e de la Domnul, nu-i așa? Visătorii care ne păcălesc și ăsta care vă place cel mai mult, păstorii care ne rătăcesc. Știu că asta vă place. Când e vorba să spună ceva rău de păstori, la oameni foarte mult le place, nu? Păstorii care ne rătăcesc. Versetul, partea a doua a versetului 2, de aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Stai frate, că aici zice că n-au păstor. Nu, stați așa puțin. Au păstori, pentru că versetul 3, uite, mare spune versetul 3, mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor. Deci au păstor, dar de fapt n-au păstor. Înseamnă că păstorii nu sunt păstori, ci sunt impostori. Înseamnă că păstorii nu-și fac slujba. Înseamnă că păstorii, în loc să arate calea dreaptă, arată alte căi. Ok? Acum aș vrea ca să fac dreptate textului și să precizăm aici. Vreau să fac dreptate textului prima dată și după aceea revenim înapoi. Să precizăm că termenul păstor în Vechiul Testament se referă la o varietate de lideri. Se referă la învățători, se referă la profeți, se referă la preoți, se referă la judecători, se referă la orice fel de căpetenie, se referă la împărați și se referă și la guvernatori. De exemplu, despre David, cuvântul lui Dumnezeu spune, tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Și David a fost un păstor. Am vrut să fac doar dreptate textului, că noi de multe ori vedem în text numai ce ne place nouă. Ok? Dar haideți să revenim la păstori. De ce anume le reproșează Dumnezeu acestor păstori, acestor lideri spirituali? E limpede, din ceea ce am citit, din contextul în care l-am citit, că nu stau lângă adevărul Scripturilor. Că s-au depărtat de lege. Că ascultă și permit poporului, ascultă de așa zise prorocii, că ascultă și au tendința să lase idolatria să intre în popor, ca să înșele oamenii și să le dea speranțe deșarte. Acest păstor poate au căzut în capcana predicării speculațiilor, nu? Să predice ce le place la oameni. Ceva ce gâdâle urechile, nu? Frați și surori, știu că mulți au plăcere să acuze păstorii și poate uneori pe bună dreptate. Uneori poate pe bună dreptate. Că nu suntem perfecți, că sunt păstori și păstori. Fiecare privește din perspectiva lui, nu? Pentru unii suntem prea deschiși, pentru alții suntem prea înguști. Suntem și noi oameni, dar tot timpul aș vrea să ne evaluați prin prisma Scripturii. Amen? Aș vrea să vă întreb ceva, ca unul din păstori de aici și în numele păstorilor. Dacă unul greșește, dacă unul păcătuiește, ai tendința să-mi ceri imediat să-i lovesc, să-i pedepsesc, așa-i? Dacă totuși copilul tău greșește, de ce nu-mi spui să-l pedepsesc? De ce îmi spui, frate, dar ești păstor, tu trebuie să ai dragoste, trebuie să ai milă. Trebuie să fie altfel, nu? Nu vi se pare că sunt două măsuri aici? Vă gândiți în ce ipostază suntem noi, păstorii puși? Că oricum faci tot nu-i bine, nu-i așa? Dar dacă vi se pare că noi, păstorii, suntem prea înguști, o facem pentru că avem o idee unde poate să ducă libertatea. Dacă vi se pare că tragem un semnal de alarmă, o facem pentru că avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vom avea o pedeapsă mai mare și știți bine lucrul acesta.
Și sunt sigur că sunteți de acord cu lucrul acesta. Sunt conștient ca păstori, suntem conștienți ca și păstori, că avem o responsabilitate în fața lui Dumnezeu în ceea ce privește turma. Pe de altă parte, însă vă spun așa numai, că și capitolul 11 tot despre păstori o să fie, așa că o să fie încă o predică bună, nu? De Dumnezeu vorbește împotriva păstorilor. Pe de altă parte, din nefericire, în zilele de astăzi, păstorii sunt văzuți doar ca unii care trebuie să oficieze nunțile, binecuvântările și înmormântările, nu? Atunci suntem cei mai buni. În rest, nu chiar așa de bun, nu? Știu că e plină creștinătatea de păstori care lasă oile în rătăcire și nu le pasă. Și este un gând care întotdeauna mă frământă. Trebuie să am grijă, să am grijă, să am grijă, să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Știu că sunt unii păstori, așa zis păstori, care profită de pe urma oilor. Știu lucrul acesta și știți lucrul acesta. Care slujesc doar pentru un salariu. Frate, dar ești plătit. Nu pentru asta slujesc. Nu pentru salariu, să știți. Ezechiel 34, în Ezechiel 34, dacă citiți și vreți să aveți așa o predică de a lui Ezechiel despre păstori, citiți Ezechiel 34. Versetul 2. Fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletește a lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Știu lucrul acesta și trebuie să avem grijă. Și dacă ai stat pe bancă astăzi și ești happy că am avut de-a face cu proroci, am avut de-a face cu păstorii, aș vrea să vă spun că versetul 2 se termină cu altceva. Pune, te rog, versetul 2 din textul care l-am citit, Marius. Versetul 3, scuză-mă. Prima parte. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și... Ce spune acolo? Și voi pedepsi pe țapi. Mai este încă o categorie. Mai sunt și țapi. Dar cine sunt ăștia? Următorul subpunct al meu este nu numai păstorii care ne rădăcesc, ci țapii care ne îmbrâncesc. Țapii care ne îmbrâncesc. Pune și următoarea, mai fă un click, Marius. De ce zice Dumnezeu pe țapi și nu pe capre, de exemplu, nu? Că noi citim acolo în Evanghelie că așa cum se va despărți, cum desparte păstorul oile de capre, nu? Caprele întotdeauna înseamnă ceva rău. De ce zice Dumnezeu o să pedepsesc pe capre? Ei, am citit că în Israel, la turmele de capre, țapul este cel care merge în fruntea turmei, conducând turma. Ieremia 58, pune Marius, te rog, Ieremia 58, uitați-vă puțin aici. Ieremia 58, ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Zice, fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei. Agape Church. Cine sunt țapii? Cei care merg în fruntea turmei. Vreau să vă spun că cel puțin 30% de aici dintre dumneavoastră sunteți țapi. Ok? Adică ce înseamnă asta? Sunteți niște lideri. Sunteți lideri la școala duminicală, sunteți lideri de grup, sunteți lideri într-un ministry. Ok? Sau aici țapii are o conotație bună, să nu credeți că am făcut fan de dumneavoastră. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, o să mă răfuiesc și cu țapii, și cu liderii. Ok? Ești țap pentru că ești capul de familie. Tu trebuie să mergi înainte. Dar care a fost problema? De ce are Dumnezeu o problemă cu țapii? Păi... La noi în sat, eu am crescut la sat,
Doar o familie sau două avea capre. Dar când mă duceam pe lângă ei, pe acolo trebuia să fug, să mă ascund bine, că venea țapul și îmi dădea una de numă. De asta am zis țapii care îmbrâncesc. Dacă ești lider și sunt lider, și eu sunt, pot să fiu țap, să știți. Țapii n-au astâmpăr. Țapii vor să controleze. They bully you. Cine vrea să aibă lider pe cineva care împunge cu coarnele? Nimeni. Nimeni. De asta Dumnezeu spune, o să am de-a face și cu țapii. Țapii se bat între ei pentru a prelua controlul, nu? They are territorial. Vor să prelueze controlul, să preia controlul. Țapii care ne îmbrâncesc. Doamne, ajută-mă pe mine să fiu un țap bun, nu un țap rău. Ok? Să nu-mi pung pe nimeni. Câteodată Ionela mă atrage atenția, zice, mă, nu mai fi încruntat. Câteodată I just cannot help it. Trebuie să fiu încruntat. Când văd ce se întâmplă și când aud ce se întâmplă. Asta e problema acută a poporului. Era seceta spirituală și la seceta spirituală au condus aceste lucruri. Aceste lucruri. Și de al patrulea mă vizează direct pe mine. Și alții ne vizează pe fiecare din noi în parte. Și dacă ați râs când am vorbit de țapi, așa scrie în Biblie. Ok? Haideți să mergem mai departe, al doilea lucru. Promisiunea absolută a păstorului, a poporului. A păstorului. Uitați ce face Dumnezeu. Dumnezeu le promite ceva poporului Israel. Mâhnite slujba păstorilor, Domnul se descoperă poporului ca fiind păstor. Ca fiind păstor. Uitați ce spune în partea a doua a versetului 3. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma. Asta înseamnă că El este păstor. Versetul 8, tot din acest pasaj. Le voi fluiera și îi voi aduna. Adică păstorul fluieră, sună din fluierișcă și se adună oile. Suntem puși aici față în față cu păstorul adevărat, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Și acest păstor are câteva promisiuni pentru poporul său. Și prima este mântuire în locul pierzării. Mântuire în locul pierzării. Din el, zice Domnul, zice cuvântul lui Dumnezeu, va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oaltă. Ce e asta, frate? Este un verset mesianic. Acest verset este un verset mesianic. Piatra din capul unghiului cine este? Iisus, nu? După aceea din el va ieși țărușul. O să fiți mirați. Țărușul se referă la Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ni se pare ciudat. Țărușul, de fapt, este țărușul care asigură stabilitatea cortului. Bați țărușul în pământ, cortul stă, dacă într-adevăr casa ta stă în picioare, o stă datorită Domnului Iisus Hristos, nu-i așa? Dar acest țăruș, acest cuvânt țăruș, mai are încă o altă însemnătate, care este descrisă în Isaia 22 cu 23. Isaia 22 cu 23, pune-l, Marius. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Uitați în limba engleză, exact același termen se folosește. I will fasten him as a peg in a secure place. Pe el, următorul verset, 24, pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său. Odrasele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât lighenele cât și vasele. La ce se referă acest țăruș? Nu este neapărat țărușul de care este legat cortul, ci este stâlpul din casă. Există un stâlp în casă unde era un cui mare. Pune, Marius, următoarea imagine. Cuiul mare de care se atârnau toate lucrurile. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este persoana de care se agață toate lucrurile.
tot ceea ce este de valoare și tot ceea ce nu este de valoare. Venim la Domnul Iisus Hristos cu păcatele noastre, cu necazurile noastre, cu problemele noastre, pentru că El este într-adevăr țărușul. Știu că este poate pentru prima dată când auziți lucrul acesta, dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Țărușul. Din El va ieși arcul de război. Asta înseamnă că în Domnul Iisus Hristos avem biruință. Asta înseamnă că avem mântuire. Versetul 6. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. În loc de pierzare, în loc de lepădare, Domnul aduce mântuire, Domnul aduce salvare. Și cred că fiecare din noi avem nevoie de mântuire, avem nevoie de salvare. Domnul nu se mânie pentru totdeauna. Mila este mai mare decât mânia Lui. Oricine ai fi tu astăzi, în orice situație ai fi, noi toți avem nevoie de mântuire. Noi toți avem nevoie de acest țăruș, de piatra din capul unghiului. Noi toți avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Mântuire în locul pierzării. Al doilea lucru care l-am luat din textul acesta este putere în locul slăbiciunii. Putere în locul slăbiciunii. Versetul 3, partea a doua. Și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Ce profeție minunată! Dumnezeu transformă oile în cai. În mod metaforic, vorbim aici în mod metaforic, nu? Îți dă putere. Versetul 5. Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Vă dați seama când Zaharia are această profeție. Evreii erau puțini, puțin peste 50.000, slabi, fără armată. O asemenea profeție era de domeniul incredibilului. De domeniul incredibilului. Dar iată că 350 de ani după această profeție s-a întâmplat răscoala Macabeilor despre care v-am vorbit. Și a pornit de la un preot cu 5 feciori și a cuprins toată țara și a reușit să învingă armatele lui Antioch Epifaniu. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă putere în mijlocul slăbiciunii. Apoi, vă dați seama, uitați-vă la poporul evreu în zilele de astăzi. O țară mică, înconjurată de arabi, care sunt cu armele împotriva lor. Și Dumnezeu le dă putere în mijlocul dușmanilor, nu-i așa? Acesta este Dumnezeu. De multe ori te consideri slab. De multe ori te consideri copleșit de deznădejde. Ți se pare că nu mai este scăpare pentru tine și pentru casa ta. Domnul îți dă putere, pentru că Duhul Său cel Sfânt este în tine, dragul meu, și cuvântul lui Dumnezeu spune, pot totul în Hristos care mă întărește, nu-i așa? Putere în mijlocul slăbiciunii. Mergem mai departe. Unitate în locul dezbinării. Unitate în locul dezbinării. Versetul 8. L-am citit deja. Le voi fluiera și voi aduna, căci i-am răscumpărat. Cu alte cuvinte, am plătit un preț pentru ei. Și se vor înmulți cum se înmulțeau odinioară. Gândiți-vă la istoria poporului Israel. It's there. Dumnezeu începe să adune pe poporul Israel. Se adună, este o temă care se repetă mereu și mereu în cartea profetului Zaharia. Îi voi risipi, versetul 9, interesant, după ce au venit din Asiria, i-au adunat, după căderea templului, după anul 70, evreii s-au risipit. Uitați, îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări îndepărtate, în America, în România, peste tot în Europa. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Numai versetul acesta este o profeție de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, care se referă la întoarcerea evreilor din diaspora. Le voi fluiera și voi aduna. I-a adunat din Babilon, i-a adunat din Egipt. Acolo unde zice, i-am risipit, știți care este cuvântul folosit acolo? I-am semănat printre popoare. Când Dumnezeu seamănă pe cineva, îl seamănă cu un scop, îl seamănă ca să fie un semn, îl seamănă ca să fie o mărturie. Aș vrea să spun că nu degeaba Dumnezeu te-a adus aici în America și ne-a adus aici în America.
ne-a semănat cu un scop. Ne-a pus aici cu un scop, nu la voia întâmplării. Și așteaptă de la noi să fim o mărturie pentru El. Așteaptă de la noi ca să ne aducem aminte de El. Chiar în America, în mijlocul bunătăților, nu și a bunăstării. Vedem cum tot mai mulți evrei se repatriază. Vedem lucrul acesta. Vedeți? Câteodată Domnul trebuie să ne împrăștie ca să ne dăm seama ce înseamnă unitate. Ca să ne dăm seama ce înseamnă comunitate. Nu o să știi niciodată cât de mult înseamnă biserica până nu o pierzi. Până nu te muți altundeva unde nu este biserică. Nu o să știi lucrul acesta. Nu o să știi. Am vrut să zic ceva, dar nu mai zic. E mai bine. Câteodată Domnul trebuie să ne împrăștie ca să ne aducem aminte de El și câteodată Dumnezeu trebuie să ne despartă pentru a ne ști aprecia unul pe celălalt. Nu-i așa? De aceea, dacă faci parte dintr-o comunitate, nu uita, comunitate. Există putere în unitate. Tu ai nevoie de comunitate, ai nevoie de casa lui Dumnezeu, ai nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Efraim va fi ca un viteaz. Vreau să vă duc puțin în istorie. De seară nu este program, așa că pot să trec 5 minute peste. Efraim, seminția lui Efraim era în nord și exista o problemă între Samaria și Iuda, știți? Samaritenii și cu evrei erau tare prieteni, în ghilimele. Nu erau prieteni deloc. Se dușmăneau. Evreul când venea din Galileea, ocolea să nu cumva să spurce când trece prin Samaria, prin Efraim. Și acum câteodată noi poate ne întâlnim cu cineva din Samaria și ocolim. Că n-avem chef să vorbim cu el, nu? Uitați ce spune aici. Efraim va fi ca un viteaz. Cu alte cuvinte, Zaharia spune, va veni vremea în care nu o să mai fie probleme între Iuda și Efraim, între Iuda și Samaria. Asta vrea să facă Dumnezeu. Inima lor se va bucura ca de vin. Și o să am ceva de spus cu asta. Vedeți, dacă ne uităm în textul acesta, o să vedem că sunt câteva lucruri care s-au împlinit și sunt câteva lucruri care sunt în curs de împlinire. Și Marius, te rog să pui următorul slide, slide-ul cu munții, pentru că aș vrea să ne uităm puțin, mai este un slide, așa, ok. Frați și sorori, uitați-vă puțin aici, în urmă cu câțiva ani am mai pus această imagine aici. Noi credem câteodată că profetul vede totul. Ei, uitați-vă, imaginați-vă, acesta este profetul, acesta este Zaharia și lui nu i s-a dat unele lucruri care sunt în vale, în văile acestor munți, ok? Adică vede câteva frânturi și de asta câteodată în două versete sau într-un verset apare câteva lucruri care se întâmplă unele de-a lungul timpului, unele care se întâmplă azi, unele care se întâmplă peste 100 de ani și unele care se vor întâmpla la sfârșit. Pentru că atât i-a dat Dumnezeu numai. El nu vede în vale, El vede piscurile. Ok? Să nu ne așteptăm câteodată într-un verset să vedem tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ok? Și se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, îi voi aduce înapoi din țara Egiptului, versetul 10, și voi aduna din Asiria, asta s-a întâmplat, îi voi aduce în țara Galadului și în Liban și nu le va ajunge locul. Asta încă nu s-a întâmplat. Ok? Pentru că ei tot vin. Israel va trece, versetul 11, prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Asta va fi în viitor. Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Aici vorbește într-un mod metaforic profetul despre un nou exod, o nouă ieșire, când Marea Roșie nu va mai opri pe nimeni,
când Nilul se va usca, când Dumnezeu va duce pe poporul său înapoi. Dar pentru noi, sfatul practic este unitate în loc de dezbinare. Haideți să ținem cu dinții de această unitate. Și apoi, următorul lucru, bucurie în locul tristeții. Bucurie în locul tristeții. Efraim va fi ca un viteaz, inima lor se va bucura ca de vin, fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. Să profețești despre bucurie în timpul tristeții este un act de curaj. Zaharia, cum poți tu să ne spui despre bucurie și noi suntem vai de noi, noi plângem, noi suntem necăjiți? Și atenție, scrie aici, inima lor se va bucura ca de vin. Nu spune inima lor se va bucura de vin. Ok? Ca de vin. Pentru că inima celui credincios se bucură în Domnul. Asta este sursa bucuriei. Dacă un popor a cunoscut ce înseamnă suferință, acesta este poporul lui Israel. Nu cred că alt popor a trecut prin probleme mai mari ca și poporul lui Israel. Nu cred lucrul acesta. Dar dacă un popor știe să se bucure, atunci acesta este poporul lui Israel. Am fost nu de mult în Israel. Știți care a fost una dintre cele mai frumoase experiențe care le-am avut? Am fost la Zidul Plângerii și era ziua Ierusalimului. La ziua Ierusalimului, noi n-am mai putut să ajungem la Zidul Plângerii. Pentru că în ziua aceea a fost plin de oameni, plin de evrei, care aveau o bucurie extraordinară. Extraordinară. Cântau, se bucurau, măcar că acolo ei n-au voie să treacă dincolo, încă locul Templului Sfânt este acolo o moschee. Dar se bucurau, săreau în sus de bucurie, se prindeau, săreau în sus de bucurie. Nu dansau, săreau în sus de bucurie. Asta e bucuria care vine de la Domnul. Proslăveau pe Domnul. A fost imposibil, am stat acolo mai mult de o jumătate de ceas, toți. Și ne-am bucurat de bucuria lor. Te uiți acum poate la astea și zici, frate, îmi place. Deci Dumnezeu are o promisiune pentru noi, extraordinar, e adevărat. Deci putem să stăm cu mâinile la sân, putem să stăm liniștiți, pasivi, că Dumnezeu oricum își împlinește promisiunea față de noi. Promisiunea nu este necondiționată. Promisiunea are o condiție. Promisiunea este pentru toți cei care au grijă, așa cum spunea fratele Cipri, să-și dea jos sandalele. Pentru toți cei care duc o viață de sfințenie. Și condiția este următoarea. Mai am un punct și scurt, să știți. Promisiunea aceasta depinde de pocăința adevărată a poporului. Amen? Că suntem la anul pocăinței, pocăința adevărată a poporului. Că mergem înapoi la versetul 1, că de acolo vine totul. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară, Domnul scoate fulgerile și vă trimite ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Cu alte cuvinte, Domnul are de la noi pretenția la o întoarcere totală. O întoarcere totală, pentru că după aceea spune, nu vedeți că terafimii vorbesc nimicuri? Nu vedeți că vă duceți în rătăcire? Pentru că Dumnezeu nu-și va împărți slava cu nimeni. Porunca întâia, nu-i așa? Dumnezeu este un singur Dumnezeu. O întoarcere totală, o pocăință totală. El nu-și va împărți slava cu nimeni. Și lucrul acesta se vede, de fapt, că să-L chem pe Dumnezeu în rugăciune. Versetul 6, chiar din textul pe care l-am citit, chiar acolo, în mijlocul promisiunilor, Dumnezeu spune ceva care, dacă nu avem grijă, trecem peste ea. Uitați ce spune ultima parte a versetului. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și voi asculta.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu cere de la noi întoarcere și rugăciune, întoarcere la Domnul. Îi voi asculta, înseamnă pocăință, frați și surori. Înseamnă întoarcere totală. Îi voi asculta. Cereți de la Domnul ploaie. Cereți de la mine, nu de altundeva. Pentru că eu sunt cel care dau ploaia. În Deuteronom scrie, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, în Egipt n-a trebuit să vină ploaia, că Nilul dădea peste mal și trebuia numai să pune sămânță acolo și ieșea, dar în țara în care vă duc eu, acolo eu dau ploaia. Eu dau ploaia. Dumnezeu este sursa binecuvântărilor noastre. Dumnezeu este sursa bucuriei noastre. Dumnezeu este Cel la care trebuie să ne întoarcem cu toată ființa noastră, frați și surori. Întoarcere totală. Și al doilea lucru, o dependență continuă. O dependență continuă. Știți care e problema noastră? Din când în când ne pocăim. Știți când ne pocăim? Când ajungem într-un necaz. Când ajungem într-o boală. Când copiii poate fac o bocănă. Când trecem printr-un necaz. Atunci ne pocăim. Știți când ne ține? Până când Dumnezeu rezolvă problema. Până când Dumnezeu rezolvă problema. Și după aceea, iară ne despocăim. Iară facem ce vrem noi. Și uităm că depindem de Domnul. Asta spune, ploaie de primăvară, pentru că Domnul scoate fulgerele. Domnul ne va da o altă ploaie, nu-i așa? Domnul ne va da. Puteau ei să lucreze toată viața lor și cât au vrut ei, de dimineața și până seara. Dacă nu venea ploaia, nu ieșea nimic. Depindem de Dumnezeu. Depindem de Dumnezeu. Asta înseamnă, frați și surori, că nu poți să faci ce vrei tu. Asta înseamnă că trebuie să duci o viață de pocăință totală. Asta înseamnă că există o linie de demarcație între noi și lume. Asta înseamnă. Sunt unele lucruri pe care noi nu le facem pentru că cei din lume le fac. Că nu poți să trăiești ca și lumea și să vii la biserică și să ai pretenția ca Domnul să-ți dea ploaie. Poți să cânți, poți să predici cât vrei, nu se va întâmpla nimic. Că Dumnezeu nu lucrează pe compartimente. Ne avem compartimentul familie, compartimentul job și compartimentul mai știu eu ce. Și la biserică numai duminica. Nu putem să-L încuiem pe Dumnezeu în biserică și noi să facem ce vrem după ce plecăm la biserică, frați și surori. Dependență continuă. Și aș vrea să te întreb și să ne întrebăm cu toții. Depindem de Dumnezeu. Avem o pocăință continuă. Avem o viață de pocăință zilnică. Acolo unde suntem în societate, dăm noi exemplu că suntem oameni sfinți, oameni al lui Dumnezeu? Sau tot mai mult ne asemănăm cu lumea? Acum ni se pare că totul e permis, nu? Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu și analizează-te. Uită-te în viața ta și vezi dacă nu cumva ai secet în viața ta. Haideți să ne uităm în casele noastre și să vedem de ce e secetă în casele noastre. Haideți să ne uităm ca și biserică și să vedem de ce este secetă în biserică. Eu ca și păstor mă gândesc, Doamne, trebuie să am grijă să veghez, să nu duc pe oamenii ăștia în rătăcire. Tu ca și persoană, tu ca și lider, ca și țap, nu? Ca așa a folosit cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă, fă-ți partea. Tu ca și cap de familie, fă-ți partea. Tu ca și om al lui Dumnezeu, fă-ți partea. Haideți, frați și surori, să luăm în serios pe Dumnezeu, să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai așa va veni ploaia. Degeaba cântăm să vină ploaia, degeaba predicăm să vină ploaia, dacă nu practicăm, nu o să vină ploaia, să știți. Nu o să vină ploaia. Și avem nevoie de ploaie. Eu am nevoie de ploaie în viața mea. Tu ai nevoie de ploaie în viața ta. Fiecare înțelege ploaia în felul lui, dar când vine, simți. Știi că ți-a adus înviorare în casa ta? Știi că ți-a adus înviorare în viața ta? Știi că ți-a schimbat viața? Te simți altfel? Ai o relație cu Dumnezeu altfel? Viața ta e schimbată de ce? Pentru că Dumnezeu dă ploaie. Și știi cum mai știi că vine ploaia? Uitați-vă aici, sunt niște spici de grâu care aduc roadă. Se vede roada.
Se vede roada în viața ta, se vede roada în viața mea. Doamne, ajută-ne în așteptarea ploii. Haideți, haideți fiecare să privim la viața noastră. Haideți fiecare să privim în inimile noastre. Haideți fiecare din noi să privim la responsabilitatea pe care o avem. Mă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să-L rugăm să ne ierte. În care să-L rugăm să ne ierte că poate pentru lucruri de nimic, poate pentru lucruri care ni se par inofensive, lucruri care ni se par că sunt ok, poate pentru asta ne-am depărtat de Domnul și am lăsat în viața noastră, am lăsat alte lucruri mici, care ne-au îndepărtat de Domnul. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, cere ca El să te cerceteze și cere ca El să-ți trezească în tine setea pentru cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărat. Ne rugăm cu toții Domnului. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim. Și vrem, Doamne, să te rugăm, vrem, Doamne, să te binecuvântăm, pentru că Tu ești Domnul, Tu ești prezent în viața noastră. În această zi, Doamne, Domnul meu, să zic, eu ca și persoană, salut la Ta și vreau să-ți dau Tine glorie, vreau să-ți dau Tine slavă. Doamne, mă prezent la picioarele Tale și cred, Doamne, că nu mai sunt bolitare pe Dumnezeu, nu mai vreau să-ți dau Dumnezeu și să-ți dau Dumnezeu și să-ți dau Dumnezeu, nu mai vreau să-ți dau Dumnezeu și să-ți dau Dumnezeu și să-ți dau Dumnezeu. Și știm, Doamne Dumnezeule, că suntem ai Tăi, Doamne, și știm că Tu ești Cel care ne vorbești neîncetat prin cuvântul Tău, Doamne, în diferite forme. Tu ești Dumnezeul care ai milă de noi, ai grijă de noi și de aceea îți mulțumim, de aceea Te lăudăm, de aceea Te binecuvântăm. Fii cu noi acum la despărțire, Doamne. Mă rog, Doamne, ca să fii cu noi în casele noastre, ajută-ne să ajungem cu bine acasă, Doamne, în perioada aceasta, acum, în aceste zile, Doamne, când, iată, suntem puși față în față, Doamne, cu aceste condiții meteorologice. Te rog, păzește-ne, Doamne, de orice accident. Rămâi cu noi, Doamne, fii Tu bucuria noastră, fii Tu pacea noastră și noi îți mulțumim și Te glorificăm pentru toate. Slavă Ție! Amin! Amin! Vă rog să reocupați locurile. Încheiem aici slujba din această dimineață. Mulțumim Domnului, apoi mulțumim dumneavoastră tuturor. Păi musafirii din New Jersey, aș vrea să rămâneți puțin, că vreau să vă cunosc personal, vreau să dau mâna cu voi. Am un anunț. O familie se mută din România aici și are nevoie de un apartament cu cel puțin două bedroom-uri, dacă cineva poate să închirieze și are la dispoziție. Ar prefera trei bedroom-uri, deci probabil că vrea chiar o casă. Vă rog să-mi spuneți, cred că fiecare din noi am venit odată din România și am avut nevoie de ajutorul comunității. Deci spuneți-mi, vă rog. Acum, nu uitați, continuăm părtășia noastră în Fellowship Hall. Fiți binecuvântați, nu uitați, de seară nu avem slujbă, dar ne întâlnim miercuri la rugăciune cu ajutorul Domnului. Adunarea este liberă.